La noapte cerul va fi variabil cu norări temporare la munte și în nordul țării, unde doar cu totul izolat, în special în primele ore ale intervalului, vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe arii restrânse în sud-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 13 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de ceață. În București, cerul va fi variabil, mai mult senin în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20 de grade. Mâine, vremea călduroasă în cea mai mare parte a țării va persista, iar în orele amiezii izolat în lunga Dunării și în Banat va fi caniculă. Totodată, disconfortul termic se va menține ridicat în regiunile vestice, sudice și sudestice, unde local indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse la munte și izolat în rest, cu o probabilitate mai mare în vestul țării, se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est, dar de scurtă durată și asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 și 34 de grade. În București, vremea se va menține călduroasă în orele amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și foarte probabil ușor va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33-34 de grade. La munte, vremea se va menține caldă, cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate, pe arii restrânse, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La mare, vremea va fi caldă, izolat, călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 22 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.